Grupul Statelor Împotriva Corupției, GRECO, susține într-un raport privind finanțarea partidelor că modificările aduse legislației electorale din România sunt în măsură să ducă la o îmbunătățire a controlului asupra finanțării formațiunilor politice și a companiilor. Inițiatorul acestei legi, lege ce va fi aplicată la alegerile din acest an, este deputatul PSD de Argeș, Mircea Drăghici. Raportul are la bază scrisoarea adresată de către deputatul argeșan, Ministerului Justiției, Autorității Electorale Permanente și Agenției Naționale de Integritate pe marginea acestei legi. Cele trei instituții reprezintă de altfel grupul din România care conlucrează cu GRECO și care monitorizează alegerile încă din 2005. Prin această scrisoare am adus în atenție faptul că toate recomandările, cele 9 recomandări pe care ni le-au semnalat pe parcursul anilor, au fost implementate în totalitate sau câteva din ele doar parțial. Prin noua lege pe care am inițiat-o și iată am reușit să o trecem și prin Parlament și să fie promulgată, este drept pas cu pas de către președintele Iohannis, în doi pași. Faptul că GRECO laudă această acțiune și această modificare legislativă a României în spațiul european nu are decât să mă facă să fiu mândru alături de colegii parlamentari că am reușit să promovăm o astfel de lege. Conform agenției Mediafax, GRECO mai remarcă faptul că în baza noii legi, Autoritatea Electorală Permanentă poate să controleze cheltuielile partidelor și candidaților și că a fost dotată cu resursele materiale, umane și legale pentru a-și îndeplini sarcinile într-un mod mai eficient. Este o lege care îndepărtează candidatul de cei care ar putea să subvenționeze campaniile electorale la negru, să spun așa. Este o lege care face ca finanțarea campaniilor electorale să fie rambursată de la bugetul de stat și totul să fie absolut transparent. Este o lege care nu mai lasă candidatul să fie dependent de sponsoring ghilimele. Aceeași lege interzice, printre altele, și afișajul electoral. Mai mult decât atât, România nu va mai arăta ca o sorcovă în ghilimele pe spațiul campaniilor electorale. Această luptă a campaniilor electorale va fi dusă strict prin informarea directă a cetățeanului vis-a-vis de platforma electorală a candidatului sau prin spațiul mass media. Se preconizează o reducere la maximum 20% a sumelor pe care au fost folosite până acum în campaniile electorale, dar și la impactul vizual pe care cetățeanul este agresat în mod efectiv în timpul campaniilor electorale, atunci când iese în stradă sau oriunde s-ar afla în România.